AS.ro Live a arbitrat cu succes vreme de foarte mulți ani, atât aici la noi, în fotbalul nostru cel de toate zilele, cât și afară, pentru că la un moment dat, în decembrie anul trecut, ziarele să titreze șoc, nu, mutare bombă sau decizie bombă, Marius Avram s-a retras din arbitraj. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Marius Avram se află alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Noi mulțumim de... Intrăm direct în pâine... Bombă și retras. Te-ai obișnuit cu cuvintele astea două? Cu bombă nu m-am obișnuit. Dar așa a fost. Dar, tu n-ai fost obișnuit cu cuvintele de genul ăsta? Nu. Și cu cancanistica? Cancanistica au mai fost perioade în care am mai apărut. La un moment dat mă filmaseră, eram chiar înainte de nuntă, eram cu Trabucu undeva pe la mare, drept dovadă că și arbitrii sunt oameni. Urmăriți și da, sunt și ei oameni. Și da. Dar apropo de retragere, încă mă obișnuiesc cu ideea. E din ce în ce mai ușor pentru mine, pentru că cu câte ce timp, cu atât și rănile se vindecă. Urmăresc meciurile încă din postura de arbitru și am așa emoții când mă uit la meciuri și retrăiesc fazele așa cum le o făceam încă de când eram pe teren. Și ceea ce îmi lipsește cel mai mult sunt acele deplasări internaționale împreună cu colegii, unde eram o echipă, se creau niște relații personale care erau mai mult decât cele legate de meci. Se creau prietenii, se creau niște relații care vor rămâne toată viața. Asta e frumos. Ești precum instructor auto, îți mai vine să pui o frână așa, nu? Adică când vezi meciul la televizor, da, mai vine, mai simt un pic adrenalina în anumite momente cheie, când simt că se tensionează în teren, parcă și eu acasă când mă uit mai simt. Dar la modul sincer, ai mai fi vrut să continui sau afară era clar că nu, sau clar. Bun, s-a terminat afară. Dacă s-a terminat afară, pentru mine nu mai aveam niciun fel de motivație. Am înțeles. Și oricum mai puteam lucra cu o comisie în care nu mai aveam încredere și cu care nu mai puteam colabora, nu mai puteam să mă uit în ochii lor cu încredere și din momentul respectiv pentru mine a însemnat sfârșitul carierei de arbitru. Pe hârtie cât mai fi fost? 3 ani sau cât mai era? Ar fi fost 4 ani în mod, să spunem, tradițional, dar din momentul în care s-a eliminat limita de vârstă, putem spune că aș fi putut merge oricât până n-aș mai fi putut să-mi iau testele fizice, dar să spunem 4 ani de zile. 4 ani. Da. Poți să ne zici cum ai primit vestea? Aici nu e loc de scandal, adică nu vrem, nu ne interesează, dar am primit ți s-a dat vreo explicație? Am primit o SEC la telefon, la 2 zile după, fără niciun fel de explicație. Stai puțin, la telefon? Da. Cum adică la telefon? Salut, mai BV-ul ăla? Acum râd, dar în momentul respectiv era să-mi cadă telefonul din mână, efectiv. Nu știai nimic, nimic? Nu știam absolut nimic, nici nu mă așteptam absolut deloc. A fost un șoc. O bombă. Da. Nu, serios, acum, da, nu e de râs. Deci, da, bună ziua. Da, acum 2 zile ai fost scos de pe lista FIFA. Ups, poftim. Și da, și succes în continuare în Liga 1. La revedere, la revedere, da. Asta a fost tot? Da, mă rog, n-a fost chiar așa. Eu i-am spus, n-a fost chiar la revedere. Eu am spus la revedere. Am zis, hai ca să nu cumva să degenereze conversația între noi, hai să încheiem acum, pentru că simțeam că nu mai pot să mai rezist. Poți să ne zici și cine te-a sunat? Sau da, Vasaras, președintele CCA, da. Și i-am zis, ok, să încheiem repede, ca să nu degenereze conversația între noi, ca nu cumva să spun lucruri pe care să le regret mai târziu. Să fie chiar șoc și bombă. Închis, exact. Nu, dar întreb la modul serios, nu știu cum se procedează, n-ar fi trebuit discuție, nu, dar măcar să te cheme la federație, un strâns de mână, o diplomă, nu știu ce se dă. Da, nu, sau... eu nu țin așa mult la lucrurile astea, dacă ei așa au considerat și așa cred ei că se procedează la nivel uman, mă refer, nu la nivel sportiv. Da, și așa, la nivel uman este problema lor, este modul lor de management și de resurse umane, de a gestiona oamenii pe care iau în subordine la modul acesta. Din punctul meu de vedere este greșit, dar am depășit momentul. Din momentul în care am hotărât să renunț la arbitraj, pur și simplu am privit numai înainte. Nu mai rămânem în urmă, nu mai rămânem cu frustrări. Consider că am avut o carieră de 27 de ani în care mi-am tocit picioarele pe terenurile de fotbal din România și din toată lumea. Și eu rămân cu amintirile mele și cu prieteniile mele și cu respectul pe care l-am primit din partea conducătorilor, jucătorilor, antrenorilor, atât de-a lungul carierei, cât și mesajele, sutele, deci nu exagerez, sute de mesaje de respect. Deci cuvântul care predomina era respect de la conducător de club din Liga 1, de la jucător din Liga 1. Contează enorm treaba. Pentru mine asta contează enorm. E cea mai bună diplomă pe care pot să o primesc. Respectul celor pe care i-am arbitrat în carieră. Cum se spune, agăți fluierul în cui sau există o expresie, vorbesc serios, sau cum e, te-ai lăsat de arbitraj, nu? Dar... Da, agăți ghetele și fluierul în cui, nu știu, adică dacă folosim clișee de genul ăsta, agăți ghetele în cui, se spunea de obicei, mai ales că noi alergam și noi acolo. Și noi o întrebare teren. Care nu prea așa are rost în sensul că dacă ai fi fost pregătit să știi, nu știu, domnule, pe 20 decembrie al anul viitor mă retrag, dar așa că primești un telefon. Te-a durut, n-ai fost pregătit pentru așa ceva, cum ai luat decizia asta? Adică, bun, ne-ai explicat, adică ne-ai spus că dacă nu mai e afară, nu prea mai există motivație, dar cred că e greu să zici de mâine
E foarte greu. Asta e ultimul meci. E foarte greu. Dinamo Cluj, nu? Sau Dinamo CFR? Da, Dinamo CFR Cluj a fost. M-am consultat. Să spui gata, e ultimul. M-am consultat cu prieteni, m-am consultat cu familia. Și în ciuda sfatului primit de toți să nu renunț. Da, o să țin sfatul vostru, voi ce spuneți, continuați, deci mă retrag de ultimul. Exact, cam așa a fost, deci nu exagerez. De fapt, tatăl meu, care a fost și el arbitru internațional, și el avea o metodă în care spunea, eu îți respect perfect decizia, dar mai gândește-te. Și eu gândit. Zic, da, ok, o să mă mai gândesc, și până la urmă, nu, mi-am asumat-o, e o decizie asumată, personală. Nu putea să intervină nimeni. Puteau să-și facă datoria să-mi dea un sfat, dar până la urmă eu știu ceea ce simt și eu știam modul în care mai pot să mai colaborez sau nu cu acei oameni. Și atunci când eu am decis nu, din momentul respectiv n-a mai existat cale de întoarcere. Bun, acum continuăm cu telefonul. Ai primit tu telefonul și după aia trebuie să suni cei mai buni prieteni, colaboratori, cei cu care te înțelesești, nu? Da, pe teren. Da, da. Și le-ai spus, salut, salut, veneau Crăciunul, probabil copiii. Nu, lucrurile s-au întâmplat la începutul octombrie, septembrie-octombrie. Deci, atunci se decide lista FIFA. Am înțeles. Deci eu practic am avut timp acele luni de final de an să mă consult cu toată lumea, și să analizez din toate calendaristic de vedere și să închei într-un mod civilizat și curat. Adică să nu renunț în momentul respectiv în mijlocul campionatului, ci să închei la finalul anului într-un mod curat, asta, civilizat, cu adresă oficială către Federația Română de Fotbal, prin care am anunțat eu voi renunța, și cam asta a fost. Deci frumos, frumos. Da, bun. Pentru că e normal să încheie așa, după atâția ani în care... Nu e normal. Da, ce-ar fi trebuit să fac, să zic, da, mersi, bine, auzi, și închideam telefonul și nu mai, renunțam. Da, așa e normal, e sens unic, știi? Da, eu așa consider eu și așa am fost eu educat și n-am cum altfel să Bun, și când ai sunat pe apropiați? Șoc. Lăsăm familia, tata și așa mai departe, oameni care te... Șoc și acolo. Deci de bombă și șoc. Uite, vezi, cuvinte care nu erau. În momentul în care a apărut informația publică, au început să mă sune oamenii de prin țară. Prima întrebare a fost pe bune? Sau da, e o glumă, da, nu se poate așa ceva. Nu le venea să creadă faptul că s-a întâmplat așa, absolut din senin, fără niciun fel de preaviz. De aia înțeles și bombă, vorbesc serios, în burtiere și în titluri. Și chiar și ăsta am considerat, mă flatează inclusiv faptul că cei din presă au considerat că a fost nedrept. Corect. Și că n-a fost ok. Și pentru mine contează așa, că de obicei arbitrii nu sunt populari și e foarte ușor să le dai arbitrului, da? Dar în momentul în care cei din presă, în momentul în care cei care poate mă criticau în trecut, în momentul în care colegii spun, domne, nu e ok ceea ce s-a întâmplat, eu consider că i-am făcut președinții, treaba. Oamenii așa, așa, și dacă și facem presa, un cumul, înseamnă că am ieșit cu o imagine bună și înseamnă că mi-am făcut datoria acolo serios, cum trebuia să mi-o fac în momentele alea pe teren. Și asta contează. Până la urmă, ai la final... mai auzit de cazuri din astea? Nu știu dacă la noi sau pe undeva, adică pe telefon de mâine, ai mai știi cazuri? În arbitraj, eu nu știu, nu mi-amintesc că să nu fi existat cel puțin o discuție în prealabil. Asta vreau să zic. Cum se făcea înainte? Cum se făcea... În mod normal. În mod normal se făcea cum s-a procedat de altfel cu colegul meu Sebastian Colțescu. Da? Pentru că doi am fost coși de pe lista FIFA în anul trecut și cu Sebastian s-a procedat într-un mod civilizat, din câte am înțeles. Eu am discutat cu el chiar cu un an înainte. Nu are legătură cu scandalul de... Cu ăla. Nu are niciun fel de legătură. Nicio legătură. Să discut. Stai puțin. Stai, că acum cu un an înainte... Cu un an înainte, da. Și în care i s-a spus, vezi că noi pregătim niște schimbări la lista FIFA, tu în continuare vei rămâne în Liga 1, nu-ți face niciun fel de probleme. A fost delegat în acel an la finala Cupei României ca un fel de premiu, domnule, pentru întreaga ta carieră. Și asta e ok, civilizat. Ne-au strâns mâna într-un mod civilizat și drept dovadă că băiatul a rămas în continuare să activeze în Liga 1. Deci vorbim de două extreme. Modul de a lucra cu mine și modul de a lucra cu Sebastian Colțescu, lucruri complet opuse. Deci asta ar fi trebuit să vină, să spunem, undeva în octombrie 2019, probabil, plus sau minus. Sau probabil, până... nu știu exact. Nu neapărat un an, dar să fi purtat o discuție... Eu consider că e minim. Este minimum necesar în momentul în care decizi să scoți un om dintr-o activitate pe care o practică de 10 de ani. Minimum necesar este să discuți un pic cu el și să încerci să explici motivele care au stat la baza deciziei, planurile tale de viitor cu arbitrii tineri. Poate înțelege omul, poate nu, dar tu măcar ți-ai făcut datorie și ai explicat. Tu ai simțit ceva în perioada asta, sincer? Adică simțeai ceva? Eu permanent am fost așa într-o relație ostilă cu cei de la Comisia Centrală a Arbitrilor, pentru că... Nu sunt genul de persoană care să accepte ușor lucrurile atunci când consideră că nu sunt ok. Și eu întotdeauna am fost o voce, ci m-am exprimat, am spus atunci când gândeam ceva. Și normal că nu-ți convine să ai pe unul acolo ghimpe care permanent stați așa un pic, aici nu e bine, sau stați așa un pic, nu e ok. Da, aici, aici nu există niște criterii. Cum te scot de pe listă? Pur și simplu? Nu știu care sunt criteriile, este subiectiv oricum.
Am înțeles. Deci da. Nu există, domnule, nu mai poate să facă testele fizice, nu mai poate, a avut 5 meciuri pe care le-a nenorocit. Nu știu, să există niște criterii. Dar, bineînțeles, în momentul am primit de la FIFA, UEFA, nu știu, de la cine, de la... Domnule, nu mai trimiteți pe ăsta, că uite. Exact, nu s-a pus problema, toate rapoartele au fost la superlativ și la meciurile internaționale. Chiar nu știu cum se face. Da, în mod normal ar trebui să existe un set de criterii, dar dacă tot vorbim de criterii, ar trebui să existe un set de criterii pentru orice. Și nu există lucrul acesta. La Comisia Centrală, la noi, nu există niciun fel de criterii de delegare, nu există criterii clare de promovare, totul este subiectiv. Dacă îmi place mie de fața ta, nu mai are rost sau cine știe da. Pe cine cunosc eu pe acolo, hai că te aduc și pe tine sau hai că te deleg. Nu există lucrul acesta. Este, deci este management după ureche. Am înțeles. Da. Dacă ai fi fost, să spunem, în ultimul an, deși acum scoțându-se limita de vârstă, ultimul an, să zice, da. Ar mai fi avut sens, domnule, omul, hai să băgăm unul tânăr. Poate m-aș fi retras eu, ar fi discutat cu mine. Băi, Marius, uite, vine unul tânăr, da, tu abia stârâi picioarele acolo. Da, lasă-ne și pe noi un pic. Afară sau câinează, te dor genunchii, pârâie. Exact, exact. Dar nu era cazul, încă nu începuseră să doară. Deci teste fizice ok, da, prezență ok, rapoarte ok, meciuri în general, cred că am asigurat o constanță pe teren în campionatul intern și drept lucru recunoscut de toată lumea, deci nu, pur și simplu nu există niciun motiv, nu știu exact, încă mai aștept o explicație, să vedem când va veni. Dacă nu va veni, nu e nicio problemă oricum. Eu îi asigur și pe ei și pe toți că am depășit momentul. Dar n-ai pus ghetele în cui, că te-ai dus la... Nu? Bine, pasul, acolo ești în fața. Pasul a fost natural. Eu mi-am pregătit ieșirea din teren. În decembrie 2020? Nu. De ani de zile. Pregăteam, da. Într-un fel anticipezi faptul că nu poți fi la nesfârșit pe terenul de fotbal. E clar. Și experiența pe care o acumulez ca arbitru și participări la turnee internaționale, participarea la atâtea meciuri, trebuie să ți-o folosești după aceea. Este păcat să arunci totul la gunoi. E normal. Și atunci eu mi-am perfecționat studiile în străinătate pe management în sport. Ai făcut o pauză la un moment dat în arbitraj. Sau cum a fost? Da, asta a fost acum foarte mulți ani. Ai ajuns bătrân dacă ai fost. Da, bunicule! 2003. Sunt foarte mulți. Deci eram cu un pas în Liga 1. Deja aveam 10 meciuri la Liga 2 și vreo 2 sau 3 rezerve pe la Liga 1. Deci urma pasul. Urma pasul, da. Și în acel moment am câștigat o bursă la o facultate în Elveția de management în turism și atunci s-a pus problema, domnule, trebuie să alegi. Și am ales să plec la studii și mi-am întrerupt pentru 3 ani de zile activitatea, 3 ani jumate activitatea de arbitraj. Nimic. Nu, în România nu. Acolo am continuat. Da. Acolo am apteat pe la Liga 7-a, 8-a, cât au eu acolo, mergeam pe coclauri, țin minte că nu aveam telefoane cu Waze, cum stă acum, sau cu... Da. Așa, ci aveam, scoteam de pe Yahoo Maps la imprimantă foaie cu foaie, pe cuvântul meu. Ca să ajungi în cătură... Ca să știu să ajung și apoi când ajungeam, o țineam pe bancheta din spate foile și ajungeam la orășelul următor, aruncam foaia, treceam la următoarea porțiune de hartă. Da, pentru că nu cunoșteam geografia Elveției, nu era ca aici în țară. Și cum erau meciurile acolo? Erau fără asistenți foarte multe dintre ele. Pentru mine a fost așa, eram uimit. Zic, pe cum, n-aveți arbitri asistenți și la offside tot eu? Nu se poate serios, așa ceva. Serios, de ce nu aveau? Da, era amuzant. Bine, bănuiesc că acolo nu exista să se certe, sau să mai... Da, se aprindeau și ei, da? S-a întâmplat. Ei știind că eu sunt din România, o țară în care se mai sunt meciuri mai tensionate, mă delegau la meciuri unde aveau probleme. De exemplu, era un meci între comunitatea de albanezi din Elveția și comunitatea de sârbi. Întotdeauna probleme. Țin minte, m-au alergat. Ce nu mi s-a întâmplat în România niciodată. Mi s-a întâmplat în Elveția că mă alergau și țin minte, întorceam capul așa după ei și era unul în vârstă, un bătrân cu o umbrelă și tu alerga cu umbrela în mână să, după mine. Și am fugit și m-am încuiat în vestiar. Am chemat poliția care a venit în câteva minute acolo și s-a liniștit treaba. Deci ei când erau cu probleme, hai să-l punem pe român, cum ar veni. Acolo, la comunitățile pe care ei le asimilau cu noi, să spunem așa, români, albanezi, sârbi. Da, lasă bă, că și te descurcă asta. Bun, 3 ani jumate acolo, ai continuat arbitrajul. Tradiționala întrebare, de ce te-ai mai întors? Da, e foarte bună întrebare. Nu, adică viața. N-ai fi putut să... Viața m-a întors. Să continui acolo în fel? Eu am, după Elveția, am plecat în Marea Britanie, unde am lucrat la Consiliul Mondial al Turismului, timp de un an de zile. După care m-am întors în țară și viața a făcut să rămân aici. S-a întâmplat ca ministrul turismului din acea perioadă să-mi ofere poziția de consilier personal, ulterior de șef de cabinet al lui, și am acceptat și asta a fost. Am continuat colaborarea cu Consiliul Mondial al Turismului, am făcut foarte multe proiecte cu ei din țară, ulterior întoarcerii mele în țară, bineînțeles că nu regret. Acum am familie, ei sunt... Dacă se uită soția, culmea să zic, știi că îmi pare rău că mamă... Dacă zice ceva care nu trebuie. Sunt foarte fericit. Ar fi vrut să rămână în Elveția, dar iată, e bucuros. Pâinea din Elveția nu este la fel ca aici în România. Dar ai spus 20 și cât de ani? 20 și...
7 de ani, da, da, din 1994. Dacă ai, da, dacă ai zis că aoleu, nu-ți mai aduce aminte din 2003, îți mai aduce aminte din 94. Din 1994 am început primele meciuri la începutul anului 1994. A fost o întâmplare, tata avea un echipament prin casă de arbitru care era prea mic. Pe bune, atunci, da? Pe cuvântul meu, și eu l-am dat, l-am probat, bă, vine perfect, hai să facem școală, hai! Ia uite! Dar pe de altă parte, eu tot timpul, când urmăream meciurile, era tatăl meu la televizor, că orice băiat îți dorești să fii ca tatăl tău, e idolul tău în viață. Și când te întreba învățătoarea, doamna dirigintă, ce vrei să fii? Ce te faci? Nu-mi zic că spuneai arbitru. Chiar nu mai știu ce spuneam. Deci chiar nu mai știu ce spuneam. Dar cred că în sinea mea îmi doream să fiu arbitru. În sinea mea îmi doream să fiu arbitru. Și noi mergeam în vacanțe cu arbitrii. Când mergeam la meciul, tata îmi spunea, uite, urmărește-l pe arbitru respectiv. Deci tu auzeai numai offside, hands. Asta de când sunt eu. Nu ții minte altfel. Dacă m-am jucat fotbal o perioadă de timp la Dinamo, la grupa de copii și juniori, după care am avut de aici școală sau fotbal și am mers pe partea cu școală. Vezi, uite aici cum ai zis că am avut de ales între copiii care se uită la noi, ce o să creadă acum? Bine, am avut de ales în momentul în care mi-am dat seama că nu sunt vreun mare fotbalist, adică trebuie să fii realist acolo. Da. Dacă nu știi cu varza cum trebuie să știi ca să ajungi acolo la nivel de top, mai bine să alegi alte activități, pentru că pierzi timp. Bun, ai luat echipamentul. Am făcut școala și am intrat direct pe teren. Mai ții minte primul meci? Da, primul meci o să rămână bun, am crezut că zici, dezastru. Și șoc. Primul meci, bombă, dezastru, da? Una din făcut echipe, s-a și retras o echipă de pe teren. Deci a fost... Nu se poate, ești catastrofă. Eu eram convins că... Câți ani aveai atunci? Păi aveam 15 ani și un pic, așa. S-a dat o derogare, că mă, normal n-ai voie decât la 16. Dar am cerut derogare și s-a obținut derogare și am intrat la 15 ani. Una dintre echipe ați reținut de asta pe teren. Până la urmă au revenit. A zis, mă, nu puteți să-l fugărim de chiar de la 15, că e micuț, săracu, hai să ne retragem noi. Dar mai ții minte și echipele, bănuiesc? Nu. Dar undeva la... Nu mai ții minte. Cred că Electroaparataj. Se jucau acolo niște meciuri de juniori și la Electroaparataj. N-aveau tribune, era doar gard și nici nu prea erau mulți spectatori. Cred că erau câțiva părinți, nu ca acum. Acum când mergi la meci de juniori e plin de părinți. Și tot se pricep. Și tot se pricep și în principal la arbitraj. La arbitraj sunt top analiști. Și e tot timpul bă! Așa începe orice. Dar atunci nu era așa. Atunci părinții nu erau așa axați mai mult pe arbitraj. În schimb, la meciul ăla a fost o problemă. Până la urmă au revenit în teren și meciul a continuat. A fost o problemă. Mai mică, oamenii au plecat de pe teren. Măcar știi de unde pleci. Dom'le, asta e. Ești, pleci de la catastrofă. Te-ai dus la după ei la vestiar? Nu m-am dus după ei, pentru că am ieșit acolo la marginea terenului. Măcar știi de unde pleci, mai înapoi n-ai cum să mai dai. Și atunci tot ce făceam de acolo era un progres. Mai rău de atâta, decât să plece. A mai fost amuzant faptul că după meci au venit să-mi dea baremul, se plătea cash. Eu nu știam ce cu baremul, zic, domnule, ieșiți, domnule, afară, îmi dați pagă, terminați, domnule, prostilie, am dat afară, mi-au spus colegii, băi, Marius, zic că ăsta e baremul nostru, semnăm pentru el, avem chitanțe. Dar inițial am crezut că a venit ăla să-mi dea și pagă, zic, alo. Știi cu Otto Anderco, Dumnezeu să-l ierte, când au venit, avea meci de baraj și au venit aia de la Brăila cu 3.000 de lei și ei, alții de la Sibiu cu 5.000. Și el a încurcat plicurile, a arbitrat corect, s-a terminat 1-1 și după aia s-a dus la ea de la Brăila cu ea de 5.000 și la el și ea s-a uitat în plic, a zis, bă, stai, ne-a mai pus bani, frate, și el a zis, fii atent, m-a făcut 1-1 și ne-a mai luat din bani, că ea s-au găsit după aia la o reuniune la FRF și a zis, mă, tu le-ai dat ceva atunci, bă, zice, nu, ne mai dă niște bani în plus, bă, i-a luat de la noi, zice, e tare, și, da, e tare, da. Deci atunci intrau, băteau la ușă, baremul, da, poftiți, mam, nu, cash după meci și la așa, revedere, da, așa erau, așa erau vremurile, lucrurile astea s-au perpetuat până în Liga 1, deci nu, până nu e ceva, acum câțiva ani au început să fie plătiți în cont transfer bancar de la federație, nu că de la club, cum era inițial, și ne-am civilizat și noi, să spunem. Bun, următorul pas, deci s-a pornit de la, nu de la zero, s-a pornit de la -3, -8. După aia, așa cum am zis, orice a fost un progres, apoi a început să vină tata după mine la meciuri și îmi făcea niște rapoarte de observare. Le scria câte 7-8 pagini. Te certa și acolo, te certa și acasă, o aveai grea. Acolo nu. Dar eu veneam, dar în schimb își punea în pericol integritatea. Și... Pentru că lumea știind că el e tatăl arbitrului, nu de puține ori s-a întâmplat să iasă conflicte. Și la un meci de Liga 4, era finala Cupei României, și în curând veneau alegerile la Asociația Municipală de Fotbal, unde el candida. Da. Și m-au delegat, conducerea respectivă m-a delegat la finala Cupei României la nivel de Liga 4, seniori. Da. În timp ce arbitram eu acolo în teren, la un moment dat mă întorc în tribune și văd bătaie generală în mijlocul căreia era tatăl meu, mama mea și unchiul meu.
în tribune. Bătaie, pumni, lui tata chiar i-au dat un pumn în cap, de i-au spart, avea ochelarii pe cap, țin minte, i-au spart ochelarii, abia și cumpărase, era foarte bucuros. Aici nu mai pot să râd. Adică așa, nu e... deci nu e de râs, da, acum după da. Atâția ani e de râs, da. Adică eu în teren zic, luam chemare pe de asistenții lângă mine, în teren, spre norocul meu, nu s-a tensionat situația, dar ăla era un moment în care te gândești, băi, familia mea acolo, e bătaie, ce se întâmplă? Am fugit și noi la vestiar și când am ieșit, ne-am trezit că erau mascații, veniseră mascații, că este o bătaie cruntă acolo. Ca lumea, deci, ca la lumea, carte, dar spre noroc, n-au luat bătaie părinții mei, spre norocul meu, săracul unchiul meu, el și-a luat un pic, dar el fiind ofițer de poliție și așa, era... Dar nu din cauza cu... prestației tale. Nu. Ei se băteau în tribune. Nu, eu eram impecabil. Primul meci la Liga? La Liga, ai văzut cum am zis, în la Liga 1 a fost Faru Jiu 0-0. Am simțit că au trecut minutele fulger, nu, nici da? Nu mi-am dat seama... Deci nu prea greu. Nici nu mi-am dat seama că n-a trecut timpul. A fost așa o emoție Faru continuă. Faru Jiu, nicio echipă nu mai... 0-0. Și când am ajuns acasă, nici n-am putut să mă uit la meci la televizor, de plictisitor mi s-a părut. Deci în teren am zis, Doamne, Barcelona, Real Madrid e copil mic pe lângă ce am eu aici. Dar la televizor am zis, aoleu, ce meci am arbitrat, da? 0-0, nicio ocazie, da. O lentoare, așa, un meci poate a fost lent, bine într-un dar emoțiile pentru... debutului asta vreau să m-au făcut să simt în momentul respectiv.